că dacă ți-ai deschide un atelier de ăsta Se pot, vintage da. undeva în Londra Piața și ai este face doar asta toată ziua, ai garantat. putea să trăiești din chestia asta? Garantat. Ce zici? De când e zamul ăsta? 1936? 36 Mi-e și frică să pun mâna pe el. Dar stai să vezi că am descoperit că are antireflex pe el din perioada în care antireflexul era secret al armatei germane. Bă, mă lași! În 1930 doar armata germană știa de antireflex și totuși el are antireflex pe el. Deci obiectiv din 1936 Da. cu antireflex. Dar de ce are antireflex când doar armata germană știa de antireflex? Asta e întrebarea. Nu știu. Că era făcut de nemți. Păi și totuși, nu era dat publicului. Ce vrem să vă arătăm în filmul de astăzi, eu și cu Daniel? Vrem să vă arătăm cum poți să câștigi bani dintr-o pasiune. Da? Și asta face cine? Răzvan sau Zamă? Dacă nu știți de ce îi spunem Zamă, trebuie să vedeți filmulețul dinainte, da? Ai făcut asta. Și el asta face, uite. În loc să iasă la o bere cu băieții, bea berea acasă, are pasiune pentru aparatele foto și obiective, lentila, acolo ce faci, Zamă? Cureți o lentilă? O cureți. O cureți. Are o lentilă dintr-un obiectiv. Și ăsta e biroul lui. Ca orice birou de om ocupat și cu pasiuni și cu hobby-uri. Mai repară și câte o mașinuță câteodată. La asta cred că te ajută Zariană. Da. Da, și... Și astăzi vorbim despre cum poți să ai un hobby, o pasiune și să și câștigi bani. Uite, să ne povestească Răzvan chestia asta. Dar mai încolo, lăsăm să termine obiectivul. Da, o să termin că... Ai deja un client pentru el care îl vroia de ieri, a? Da. Vroia obiectivul. Unde e obiectivul? Asta e obiectivul? Poți să ridic un nu, pic? Nu, 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 nu ridica, nu, nu, nu mișca. Mamă, mă mușcă. Bă, te mușcă. Uite-l. Uite-l că putem să vedem obiectivul. Acum poți să ridici. Asta e, deci când faci operațiunea asta, nu trebuie să respiri, nu trebuie să faci nimic. A, l-ai polișat deja. Vrei să-i arăți și Ioanei, povestești despre Legoland? L-ai polișat și ai curățat interiorul și toate lentilele, a? Tot, desfăcut bucăți. Abonează-te canalului pentru a vedea în următorul video cum se recondiționează un obiectiv foto, totul de la demontat, curățat și pus la loc. Deci nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul pentru notificări. Păi și ți-a dat mesaj ăsta că vrea să vină să-l ia acum sau? Da, vine cu trenul. Ți-a dat mesaj. Cu trenul vine din Londra? Mm-hmm. A, deci vine clar de venit. Da, 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 pe dă mult mă roagă tot. Bă, ce dilău. Nu știu ce a? Dințe foto are. 20 de minute vine din Londra cu trenul până aici. Nici n-are rost să vii cu mașina. Dar e mișto că, uite, omul a sunat și vrea să vină. Adică chiar e interesat să ia obiectivul. Are recenzii multe. A? Câte serios? Recenzii ai? Ai multe recenzii de-astea bune? 600. 600 de recenzii. Îi folosește cât e de meticulos. Pe bune? Doamne, nu pot să... Made in US... Ia, vedeți? USSR. Made in... USSR. Gata, mă? Tu n-ai lumină la camera? N-am lumină la camera asta. Gata? E gata, da? A, și geamul și tot, atât, a? Tot, uite. Bă, ce mișto și... Păi da, mă, dar ea e și seria, are serie înăuntru, a? Seria e 017... Păi da, dar ea e seria, ca să știi că e obiectivul tău făcut de tine. Da, am înțeles. Deci, să pot face bani pe eBay, da, să pot face bani pe eBay și cu, din pasiune... Sau poți să faci doar comerț, să-l iei, să-l ștergi un pic cu
gârba, da? Și îl pui acolo, îi faci o poză mai frumoasă. Deci tu îl cureți optic, scap de fungus, curezi mecanic, îl faci la loc și după aia te duci înapoi pe eBay de unde l-ai cumpărat. Bineînțeles. Și cu poze frumoase, cu recenziile făcute, poza vinde, îl pui acolo. Poza vinde produsul. Și ai căutare, adică, să zic așa, cam de câte obiective ai putea tu să vinzi într-o lună? Adică caută cineva obiectivele astea, le caută, că altfel, da, nu le făceai. În momentul în care listez unul pe un anunțul pe eBay, în câteva zile se vinde. Am înțeles. N-ai tu poate timp, să, exact, n-ai tu timp să faci câte obiective să caută. Exact. Mai da, serviciu, da, da. Da, e hobby, dar... Și bun, ai renunțat la serviciu, dar nu reușești să procuri atât de multe obiective. Adică material, da, de lucru. Da, da, da. Mai ales că sunt obiective vechi, care nu sunt mai... E piața nu limitată. Toate, nu toate sunt căutate, bineînțeles, da, trebuie să știi ce anume. Mm-hmm. Dar piața e limitată oricum, că nu mai există, ca și la mașini, mai există 10 mașini din 1980. Corect, stocul scade mereu. Stocul scade mereu. Da, dar vezi că după aia poți să lucrezi, odată ce omul a cumpărat obiectivul de la tine, poate să te caute pentru mentenanță, pentru celelalte obiective, da, știi? Da, 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 da. Sau au ei alte obiective. Da, sau au ei necesită, care necesită. Uh-huh. Bine, nu mai e câștigul același, dar tot e un câștig care poate să vină. Da, într-adevăr, acolo poți să doar să ai o taxă fixă sau da, în da, funcție da, de complexitate obiectivului, mm-hmm, plus minus. Da, da, vorbim da, în lire, 20 de lire, da, plus da, da, minus, să zicem, fixezi un preț de 50. Bă, e mișto oricum, e frumos să faci ceva din pasiune, din hobby, ca să zic așa, să mai iasă și bani pe lângă. Și mai poți să faci o poză tu. Și de când. Da, mă, dar ce contează mai mult? Contează că tu de fapt când îi pui, când pui pe eBay obiectivul, omul vede poza, nu? Deci poza contează foarte da, mult și cum îl prezinți. Întotdeauna și cum îl prezinți? Bineînțeles. Poză. Și după aia probabil că și deci review-urile. Cum îți adică prezinți produsul, nu? Da. E cel mai important. E cel mai important să fai pozele ca lumea, prezentarea. Nu dezamăgi clientul, că de-aia zic, ai putea să le ștergi doar să... Da, de, după să aia ai... ca și frumoase și atât, dar review-urile, feedback-ul de la aia client, contează cel mai mult. EBay, să nu-ți dezamăgești să fie clientul, clientul mulțumit de ce cumpără de la curățat, tine. Și e curat lună și absolut, totul. Absolut, știi că 30 de ani obiectivul ăla nu mai trebuie desfăcut. Sau nu chiar 30 de ani. Îți dai seama, din 1930 sunt obiectivele alea care n-au fost niciodată desfăcute. Nu? Absolut. N-au fost niciodată desfăcute. Bine, din 1930 unele mai sunt, unele au mai fost desfăcute, dar de exemplu ăsta... N-au fost niciodată. Absolut niciodată. Și multe, în general, nu sunt desfăcute. Dacă aveți o pasiune, care e motoul acestui video, dacă aveți o pasiune, un hobby, urmați-vă pasiunea, urmați-vă hobby-ul, fiți serioși și puteți să faceți și bani din pasiune și din hobby-ul vostru. Asta e corect, ideea videoului. Corect. Să faci bani și, na, bani, un câștig, un venit suplimentar până la urmă. Poate să fie și o meserie dacă ți-ai face... Eu de ce am început treaba asta? Nu, dar dacă în primul rând n-am mai cheltuit din banii mei ca să-ți cumpăr obiective. Să-mi cumpăr obiectivele. Dar bănuiesc că dacă ți-ai deschide un atelier de ăsta vintage, da, undeva în Londra și ai face doar asta toată ziua, garantat, ai putea să trăiești din chestia asta? Ce zici? Părerea garantat ta? Garantat, da. Garantată? Da, da, da. Că vin oamenii cu camere, bănuiesc, să le repar, vin oamenii cu obiective să le... Nu se găsesc. Să le cureți. Nu mai sunt meseriași. Nu. Nu mai sunt oameni sunt care să oameni s-o care facă, fac efectiv. Acasă, mai vând pe eBay ca mine 2, 3, 4, 5. Da. Mai dar sunt nu pe e Rusia efectiv. Câțiva. În Rusia. Da, da. Mm-hmm. Dar așa, ca să aibă unde să apeleze tot omul, sunt, se găsesc câteva, dar foarte scumpe. Foarte scumpe, da. Și dacă ai face un atelier mic, de, nu-ți trebuie mare nebunie, mare apropo, spațiu. Pentru Carl Zeiss-ul acela din 1936, am contactat un expert în Carl Zeiss din America. A?
să-i văd părerea. Era doar montura de cameră un pic îndoită și da, mi-a spus expertul că poți să-l arunc, nu mai am ce face. Pă bune? Da. Expertul din America. Un expert în care are un site în care își scrie toată munca. Frumos, o deschide frumos, așa? Da. Și tu ce, nu i-ai lăsat un review acolo să-i spui că ai făcut, ai rezolvat problema? I-am dat un mail mai aspru, așa, i-am spus că m-a ajutat fiul meu de 4 ani și l-am reparat. Da? Da. Da, îți dai seama cum s-a simțit către un expert să, da, să-l aruncă, e compromis. Da. Și uite, e perfect funcțional. Rămânește cu un ciocănel mic, așa l-am îndreptat. Nu se cunoaște, bineînțeles. Bă, nu face, ca românul nu repară nimeni. Nu chiar cu ciocanul, dar am folosit o sculă specială de îndreptat. Aha. Și merge. Da, asta e ideea videoului. Deci dacă v-a plăcut, lăsați un like, share, subscribe, abonați-vă. Și dacă aveți ceva obiective vechi de recondiționat, scrieți-ne jos în comentarii și vă ajutăm. Și vă taxăm. Exact. Dacă aveți ceva obiective vechi de recondiționat, de reparat, vă ajută oricând cu plăcere, bineînțeles, contra cost. Dacă aveți vreun obiectiv vechi și nu știți ce să faceți cu el, îl trimiteți. Am pus țigara pe YouTube. Îl trimiteți că vă dăm noi o bere, vă trimitem și noi o bere la schimb, nu e problemă. Și asta e. Până data viitoare, pa, pa, la revedere! Ciao!